Salutare toată lumea, eu sunt Ferin și bine v-am regăsit la un episod de Ben 10. După cum vedeți, nu mi s-a salvat să stresul dinainte, dar am reparat eroarea de joc, deoarece am reinstalat jocul și acum o să salveze, am mai puțin și alții eroarea asta. Dar mă gândeam, bă, haide că le iau eu pe Rat și pe Bio Rock ăla off-camera, că l-am mai luat și înainte doar ca să-i aveți, dar haide să luăm un extraterestru nou. Deci, rupeți butonul de cocolike la acest video dacă vreți un extraterestru nou. Deci, pur și simplu, apăsați butonul de cocolike, asta înseamnă că vă place Ben 10 și vreți să mai facem episoade și înseamnă că sunteți oameni faini. Haideți să facem, deci acum noi o să mergem la Carrot Cultivation și acolo o să-mi dea un extraterestru nou. 2 km de jos, de mers pe jos, dar nu-i problemă cu accelerate, care înseamnă accelerație. E puțină problemă că trebuie să am grijă totuși să nu dau într-un stâlp, dar accelerate merge super repede, adică sincer merge repede, dar parcă nu merge super super repede, adică merge ca o mașină. Eu am crezut că dacă este extraterestru merge ca o rachetă. Un kilometru 800. Unii dintre voi a spus că accelerate merge și pe apă. Pe cam mișto faza asta, am să încerc. Deci am să încerci gamerul. Un kilometru 600. Bă, totuși, hai să luăm pe aici pe scurtătură. Wow! M-am luat pe scurtătură sau nu? Cred că am luat-o, adică parcă... Uite bă, cior, bă, asta e ce era acolo? Ba, e ceva acolo sus? Ba, hai să-i bat. Bă, trebuie să bat păsările astea, adică... Am vrut să iau extraterestru, dar trebuie să-i bat, pentru că până la urmă... Băi, că mai bine cu ăsta. Pârlește-i, pârlește-i! Bă, ce se băbate ăștia cu mine, bă, pârlește-i! Bă, îmi trebuie un extraterestru care pot să-i pârlesc pe toți, că nu merge așa treaba. Așa. Cine vrea să fie pârlit? Unde sunt aia? Gata. I-am pârlit pe toți? Mulțumim pentru că am vrut să-i pârlesc pe toți. Oh, și eu cum ajung acolo? La aia de sus. A, întrebe pe... Nice. Întrebe pe Bio-Rock. Pe Rob, cum... Electro-Rock. Rock-Shock, cum îl cheamă. Bun, hai că o să-l iau după. Nu-i bai, nu-i bai. Oh, ce castel acolo, ești nebun, vreau să merg la el. Oricum toate misiunile fac, nu faceți griji. În fiecare zi aveți un episod de Ben 10 de la Gamer. Ia să încerc dacă pot să merg pe apă. Bă, nu prea poate să meargă, adică... Adică, poate dacă prin viteză, dar așa, dacă l-arunc, se neacă băiatul, se neacă accelerate de n-am mai văzut. Adevărul că dacă puteam să merg pe apă în jocul ăsta, puteam să merg oriunde pe acolo. Și de asta nu mă lasă. Mergem așa, nu-i bai, că dacă nu-i bai, nu-i bai. Mergem aici la mlaștină. Și, băi, la mlaștină sau după mlaștină? Ia stai să merg pe aici. Hai să merg totuși pe aici, că s-ar putea să fie după mlaștină și după aceea mi-e greu să mă cațăr. Așa că mergem frumos pe drumul de pământ, așa ca în România, că e drum de pământ. Și așa. N-am crezut că și în sănătate mai este drum de pământ, dar se pare că mai este și acolo. Și o să mergem la aia Morcov Cultivation, comic sunt și eu, Carrot Cultivation, iar acolo o să avem misiune nouă cu un extraterestru nou, că până la urmă, desigur că îți dă un extraterestru nou atunci când îi ajuți la morcov, adică are sens, adică cine n-ar face asta? Bă, asta pot să iau. Ai bate-l accelerate, că te pricepi și tu să dai palme. Accelerează, băiete! Dă-i palme, băiete! Bate-i! Accelerate asta... Nu prea poate să sară aici sus. Ce îmi dai? Sper să nu dai bani sau... Stai, cum bat asta? De ce nu pot să sparg? Fii atent că nu pot să sparg cristalul. Mai am un extraterestru pe aici? Bă, așa n-am mai văzut. Deci nu pot să sparg cristalul! Bă, cred că trebuie un alt extraterestru. Fiți atenți. Poate eu l-am spart deja? De-aia nu mai merge. Deci dacă putem să facem misiunea asta, că înainte mi-a arătat eroare, e bengoasă treaba. Bă, nu merge să fac misiune, ești nebun? Ia uitați-vă. Nu merge să fac misiunea. Ia uitați-vă, când dau așa, nu se întâmplă nimic. Oare de ce? Pare că are nebunia. Bă, și atunci din toate misiunile pe care le-am pe aici, l-am pe ăsta de aici, nu pot să-l aleg pe extraterestru ăsta că nu l-am. Nu pot să fac nicio misiune. Păi, e nebunoasă treaba. E nebunoasă treaba, nebunoasă de nebunoasă. Dar, până la urmă, ne surcăm noi. Deci eu ar trebui să fac misiunea asta. Ce misiune mai avem pe aici? Da, da, da. Am discutat cu cei care, da, s-au ocupat de joc și se pare că... Faza este în felul următor.
Am avut salvările corupte datorită faptului că am multe jocuri în calculator și nu știu ce și a trebuit să încep jocul de la început, frate. Au zis că trebuie să încep jocul de la început și să șterg anumite lucruri și a trebuit să încerc să încep Ben 10 de la început, ceea ce este trist, dar nu mă deranjează că până la urmă facem astăzi un episod așa. Și de mâine o să joc eu puțin așa ca să vă dau salvările de unde erau înainte. Sau dacă vă place, continuăm cum vă place și vouă. Pur și simplu ce trebuie să facem noi acum este să facem misiunile astea. Și dacă ajungem să facem misiunile cu morcov ca să-mi dea un extraterestru nou, ar fi foarte, foarte super. Dar altceva nu am ce să fac. Important e că ne putem juca. Se mai întâmplă, se mai întâmplă. Faza este când cumperi jocul original și se întâmplă din ăștia, și mai ales jocul costă 40 de euro, 39 de euro, nu prea ar trebui să se întâmple chestii din astea, pentru că știți cum e, nu-i frumos, dar asta este, nu mă plâng. Oh my god. Aici o să ne luăm pe torță vie, cum ziceți voi, pe extraterestru ăla. Îl luăm destul de repede, știm care este faza, dar până la urmă vă place atât de mult jocul ăsta, încât nu vă supărați că facem puțin așa puțin de la început, că până la urmă sunt mai multe episoade pentru voi. Aici o să facem misiunea în care o să ne dea extraterestru. Destul de curând. Mamă, ce față are Ben. Perfect. Mordeată portalul. Absolut perfect. Perfect, portalul. Aici să ne dea primul extraterestru și cât de repede se poate o să mergem spre al doilea extraterestru și în speranța că o să fie un extraterestru nou. Nou. Cam știi misiunea asta și este destul de faină. Mie sincer că îmi plac toți extraterestri, adică eu dacă aș avea un ceas din ăsta să mă transform, m-aș distra, că au super puteri. Primul extraterestru, am uitat cum îl cheamă, Heat Blast, da mă știam. Ah, perfect, am uitat că sare de două ori. Cum trebuie să uit? Noi extraterestru Heat Blast, și așa n-am făcut un video separat numai cu el, cam asta este bine. Aici trebuie să-i bat pe ăștia. Eu cam deja mă cam pricep cum să-i bat pe ăștia. Știu cum să-i pârlesc, că ați văzut și voi că... Oh my god, cum l-am făcut pe ăsta. Pot să spun că seria de Ben 10 mi se pare una dintre cele mai originale serii. Pentru că pur și simplu să ai un ceas care te transformă în extraterestru mi se pare... Mi se pare blănoasă treaba. Gata, te-am pârlit. Hai, mergi. Sărim. Și aici trebuie să... să le deschidem pe astea 3. Da, trebuie să punem 3 torțe. Aici cred că mă bag cu cine, stai să vedești. Da, uite, repede vine. Și eu dacă vă ignor, bă... nu pot, că sus nu mă las să pun. Până nu-i bag pe ăștia. Zici jocul... Nu! Oh my god, să nu cad eu acolo. Îmi place că pot să-i împing. Și după ce ai bătut, poți să mergi sus. Cred că poți să mergi și dinainte, nu sunt sigur. Vom vedea imediat. Trebuie să deschidem 3 torțe ca să putem să mergem mai departe. Sincer să fiu, jocul ăsta îmi place mult. Îmi place, place ruga mea. Bă, extraterestrule, n-am ce să caut cu tine, să pierd timpul cu tine. N-am ce să caut, adică eu mi-am făcut misiunea, ta acolo și pârlește dacă mai arzi. N-am treabă. Ți-am făcut, te-a pus acolo torța, poți să faci grătar. Și acum avem primul extraterestru, l-am luat cam repede. Ăsta e fain, forearms, patru brațe. Mai ales că are mușchi, știi? Adică mie îmi place chestia asta. Îl apreciez. Trebuie să mergem la Ranger-ul ăla. A, trebuie să pârlim asta, perfect, nicio problemă. Da, pentru Omnitrix, am înțeles. Gata, l-am pârlit, gata. Use unul de tipul your favorite aliens. Bă, toți îmi plac. Bun, mergem pe aici, luăm toate bănuțile, vorbim cu Ghiță. Da, sigur, te cred, te ascult tot ce zici. Mie îmi pasă tot ce zici, sigur că da, sigur. Și nu s-a mai văzut așa ceva. Acum să văd la misiuni. Dacă mi-a părut, nu mi-a părut încă misiunea aia nouă. Eu vreau să fac o misiune, da mă, mi-a dat bani, am înțeles. E o misiune pe care vreau să o fac. Hai cu morcovii. Și dacă reușesc să o fac, îmi dă un extraterestru nou. Exact ce-mi doresc, văd acolo ceva. Un portal, hai să-l fac, dă-l încolo că-l fac. Sunt portalul ăsta și nu știu ce se întâmplă dacă le faci pe toate, dar hai să facem totul la jocul ăsta, adică... Sunt un Ben și pot să mă duc? De ce nu pot să merg aici? Cred că trebuie să fac prima oară misiunea și după aceea, hai să facem misiunea, că până la urmă știi cum e. Suntem extraterestri. Trasul un Ben, mergem cu trotineta, că e mai rapid Ben. Mi-e dor de accelerate.
cât avem? 4 din 5. Cred că mai avem unul pe acolo. Perfect. Încă unul și după aceea mă pune să mă întorc înapoi. Stai să vezi, ca să-mi explice ăla, nu știu ce. Uite, acolo e bunicul. Mă duc la el. Mă duc până la bunicul. Nu pot să vorbesc acum cu bunicul. Da, că e începutul misiunii. Nu-i problemă, nu-i bai. Unde? Unde trebuie să merg? Am partea aia, perfect. Uneori mai uit, dar îmi place că este open world, adică lume deschisă. Bum, hai să vorbesc cu ăsta. Să-și zic că ce are pe șuflet. Da, te cred. Și acum, clear off the road. Ce, mă, ce trebuie să fac? Mi-a dat niște bănuți. Retrieve ranger key. Să-i dau cheile lui ăsta, că și l-am uitat. Bă, ți le dau, adică... Nu, sunt puțin obligat, ți le dau, că altfel nu pot să fac misiunea, dar ți le dau, uitucule. Că mergem să-i facem misiunea. Mi-mi place mult Ben 10, adică... Cred că îmi caut pe Amazon un ceas. Ben 10, adică... A, trebuie să-i... Gata, acum să-i dai înapoi. Mi-ar place dacă ăsta cu focul aș putea să-l dea de mai multe ori așa cum dă cu mâna, ca să zboare de mai multe ori. De 10 ori. Mi s-a prea mai cool. Perfect. Gata, și acum ce misiune avem? Avem o misiune cu bandiții. Mi-a dat o ciocolată. Bă, nu pot zic că-mi trebuie mie ciocolata aia, dar să fie. Investigate next area. Hai că investigăm așa puțin pe aici. Să-i batem pe ăștia. Aici mă învață atacurile, click dreapta, click stânga, de parcă nu le știu. Dar jocul nu știu, jocul a trebuit să te întrebe, bă, ai mai jucat jocul? Adică te pricepi, știi care e faza? Gata. Nu trebuie să merg, hai că iau astea. Cred că trebuie să le fac focul de tabără lor ăștia. Ia să vedem. Gata, aveți foc de tabără, gata. Mamă, ce tare când îi pârlește. Și ar trebui să-mi pun toate abilitățile. Gata, l-am pârlit. Și acum unde trebuie să merg, trebuie să merg câțiva bănuți. Că nu știu la ce mă ajută. Ah, da, stai că știu la ce mă ajută. Mă ajută la faptul că... Să vreau să-ți fac foc de tabără, da. Control to dodge. Să sar așa, da. Le fac foc la ăștia. Bă, ăsta e mai mare. Dau-l bate, bă, dau două palete, nu s-a mai văzut, gata. Mai încă unul, bă, se crede și el șmecher. Îmi place un copii stau acolo, îi vedeți. Ca și cum n-au nimic, ca doi extra trebuie să se bat. Dar ei stau. Bine că ai venit. Așa ar trebui să zbiere ca în GTA când alegi pe cineva cu mașina. Unde trebuie să merg? 40 de metri. 36 de metri. Unde trebuie să merg, frate? Jos, nu? A, aici. Abia acum pot să fac misiunea asta. Poate ne lasă să facem misiunea cu morcovi. Ar fi toate blănoasă toată treaba. Cam știu care e șmecherie aici și știu că dacă le faci pe toate îți dă un secret. Gata cu vorba! Am înțeles. Ah, ce mă nevează. Da, am sărit. E foarte simplu. Sar stânga-dreapta, sar stânga-dreapta și după aceea e scos lul ăsta din muzica, din priză muzica și gata, e scos maneaua. Gata. S-o supărat. Trebuie să găsești mai multe din astea ca să meargă treaba. Accelerate. Ele iau înapoi, că îmi plăcea de el, adică... Când nu le-ai, atunci ai simți dorul. Câte am făcut din astea? Unul din 16, câte erau? Nu mai zice. Unul din 15, da, știam eu. Uite, aici primarul, slăbuțul cu... Să ne trezuiți cu primarul. Primare! Nu te-am votat. Eu cam trec peste vorbă că până la urmă nu-i ceva super important. Mamă, cât am de mers, un kilometru! Poți să fac misiunea aia? Spune că poți să fac misiunea aia, morcovi. Aia nu sună nepoțica. Perișoare, da, ajung acolo imediat. Stai puțin. Snow day, uncover, run killer. Leaves off, undercover snow day. Ciudate că pot să-l iau pe roat. Dar nu pot să le iau pe altul încă. Dar mă desurcă imediat. Hai să vorbesc cu bunicul și bunica. Hi, Ben. Seems like the rust bucket broke. Well, I get a shot of this pickle. I could use your help getting a fire started. Ah, trebuie să iau lemnul ăsta. Da, sigur. Hai că să fac rost. Luăm lemne, dar le iau cu Ben, adică e mai rapid, Ben.
decât hit blast ăla. E mai rapid, dar parcă nu pot să fac așa curba bine. 10 bețe. 10 bețe e mult? Benule! Benule, să nu mai faci tu prostii. Cred că trebuie atunci când mă apropii să le iau așa. Da, gata. Hai să mai mergem până mai găsim. Uite aici găsim una. Boom. Unde? Una acolo sus. Boom! O luăm cu asta. Sincer, cred că e mai fain să fiu extraterestru, că până la urmă arăt mai bine. Foarte, foarte faină grafica la joc. Pentru un joc de bine 10 e bună grafica. Mai două bețe și am rezolvat treaba. Mă găsesc unul pe aproape. Uite unul acolo, las că e bun. Îl luăm pe ăla. Eu, în momentul în care mi se liberează misiunea aia nouă pentru extraterestru nou, care, pe care nu l-ați mai văzut, o să o facem. Gata. Am ce față are verișoara mea. Hot dogs or hamburgers? Hamburger. We'll save some for you too, Ben. Now that the rust bucket's back in order, I can give you a lift so you can save. Ciudat arată bunica sub pe cuvântul meu. And I'll hold on any cool stuff you find around Strudelbeck. Îmi place că e și Kevin acolo. Și practic, ăsta a fost tutorialul și de aici începe 10. Ben 10 Power Trip. Woo! Mai zici că e Pokémon, gheață, foc, frunză și așa, perfect. Și acum ce pot să fac aici la că nu înțeleg? O pot să pun aici, o pun la forță. Nu, e asta. Lucky shot-ul vreau. M-am răzgândit. Așa, perfect, bun. Pot să vorbesc cu ei, se pare. Uite, mă pot teleporta cu ăștia. Bun, o să fie utilă pe viitor. Gata, lasă-mă în pace, te rog. Să vedem dacă pot face misiunea nouă. Undercover inspection. Leaf, an undercover inspection. Despre ce asta vorba? Nu. Trebuie să fac pasta. Și am demers 800 de metri. Ben! Du-te cu trotineta. Mi-e dor de accelerate. Poți să sar de pe aici? Ai vreo apă sau... Oh, Benule! Ești super om! Nu pățești nimic dacă sari. Ar trebui să pățească ceva, că totuși nu e extraterestru. Da, să treacă de la mine. Să treacă de la mine. Nu știu exact unde trebuie să merg. Ah, dar în orașul ăla, primarul ăla slăbuț. Trebuie să merg în oraș. Oh, trebuie să merg în partea aia. Trebuie să mergem în oraș, să facem câteva misiunele și după aceea să ne dea misiunea. Uite, noi misiunea asta mă interesează, dar nu am momentan. O să trec aici puțin ca să vedeți și voi despre ce este vorba. Misiunea cu morcovii. Aici cred că este, că recunosc asta ferma. Wow! Noi dacă facem misiunea cu morcovii... A, sau... A, s-ar putea să ne dea misiunea cu morcovii și să nu ne dea că n-am găsit zona nouă. A, am înțeles. Cred că asta e misiunea cu morcovii. Tu ești nebună de extraterestru, nu? Și vorbesc cu un om, uite asta de aici. Ce zice aici? Look at the greatest pumpkin, just wait to be harvested. They're so great, I can't even carry them. Da. Ok, nu cu asta trebuie să vorbesc. Unde e ăla cu morcovii? Bă, știu că e unul pe aici cu morcovii. Bă, eu vorbesc cu toată lumea, adică... Ăsta e cu morcovii. Spune că mergi, te rog. Uite bă că nu merge! Poate trebuie să le fac într-o anumită ordine misiunile. Dar dacă mă duc pe aici cu Swampfire, Swampfire duce pe aici așa. Și sparge asta. Bă, eu mă duc să văd care fază pe aici. Uite o monedă. Și de aici mergem pe aici. Deci trebuie să vedem pe care merg. Eu merg și fac misiunea, dă încolo, fac singur. Știu că trebuie să fac o misiune. Poți să le... Aaaa. Am crezut că o să fie un loc secret pe aici, dar nu-i. Am pensat că pot să purlesc tot. E foarte ciudat că nu mă las să fac misiunea aia. Dar este posibil să nu pot să fac misiunea cu morcovii datorită faptului că am de făcut o misiune înainte. Vedeți? Uitați cum. Nu mă las să fac misiunea cu morcovii. Oare să nu poți să faci misiunea cu morcovii datorită faptului că... Datorită faptului că... Trebuie să fac altă misiune înainte? Are logică. Acum, de aici, unde mergi? Mamă, cât bonus luăm. Moneda asta nu știu la ce mă dau iau. Și mai una acolo numai. Faza este că trebuie să merg în oraș. Nu știu dacă s-a răsat de mult. Haide!
Ce extraterestre ești tu dacă nu poți să sari? Să merg în oraș. Trebuie să refac misiunile? Nebunie? Nebunie? Da, nu-i bai. Am dat într-o zonă nouă și acum eu cred că mă pot teleporta aici. Nu mai trebuie să merg atât de departe. Fast travel point unlocked. Specul grandpa max travel. Bun, perfect. Merg la primar. Mergem la primar. Aia asta care vorbește cu mine să-mi vândă chestii. Bișniță reală. Mergem la primar. Vorbim puțin cu primarul. Sigur. Mă pune să iar frunzele, țin minte asta. Îmi pune să iar frunzele, unde se află? Bă, recunosc că asta nu-i treabă de extraterestru, de super erou, dar nu mai mă zic nimic, treacă de la mine. Când ești erou, faci munca de jos. Faci și lucruri de erou, dar faci și lucruri din astea așa amărâte. M-ar fi să caut mormane de frunză, care este treaba primarului, și să le arzi. E bine și așa. Unde mai sunt? Două acolo, perfect, două mai trebuie. Mai trebuie una. Primar ar trebui să-mi dea o medalie la câte nebunii fac pe aici. Perfect. Absolut perfect. Vorbim cu primarul. Ce misiune dai pe aici? Leaf, ce misiune am? Acum îmi reapare misiunea. Nu mi apare misiunea cu morcovii. De asta nu pot să fac, că nu mi apare. Doar două misiuni. Ce trebuie să fac acum? Cu cine trebuie să vorbesc? 420 de metri. Ce misiune, frate? Dar n-am misiune mai aproape. Ce misiune la 420 de metri? Ia uite unde mă pune să merg primarul. Băi, primarelu. N-ai ce să faci, când primarul cere o favoare, trebuie să ții, adică e primar până la urmă. Ia să mergem cu Heat Blast. Perfect. Oh, n-ai putut să te cațări. Mai facem misiunea asta. Și vreau să-mi scrieți în comentarii, oricum vă mai întreb la sfârșitul videoului, dacă vreți să fac pe video cum iau înapoi ceilalți extraterestri, sau să iau eu off-camera și după aceea să continuăm de lucruri pe care nu le-ați mai văzut. Vreau să-mi scrieți în comentarii ca să știu și eu cum stă faza. Să știu și eu cum stă faza. Ia să mergem aici. N-ai vrut să faci focul. Da, te cred. Adică chiar am să te ascult. Imediat ce mi-l schimb pe Heat Blast. Uite și tu că n-am fost atent. Nu-l pus ăștia balustradă, omule. Se pune balustradă. Perfect. Ce se le ajut pe ăsta? Țin minte misiunea asta. Mă pune să mă cață. Transformers Dark Down. Da, am înțeles. Bun. Cam atâta pentru astăzi. Eu cred că ajunge pentru astăzi, că am făcut destul de lunguț video. Cam asta este faza. A trebuit ca să încep de la început, dar nu-i bai. Vreau să-mi scrieți în comentarii. Mai vreți să vedeți misiunea asta încă o dată? Data viitoare sau pur și simplu... Asta vorbesc cu asta. Sau pur și simplu o fac eu off-camera și vedeți în continuare de unde a rămas. Vreau să scrieți. Da, sigur, vorbești cu tine. Da, sigur. Deci vreau să scrieți în comentarii și să rupeți butonul de coco la Eu sunt Felix și ne vedem data viitoare. Pa!